Structurile de specialitate ale instituției prefectului au participat alături de reprezentanții ai serviciilor publice deconcentrate la acțiuni de verificare, potrivit competențelor, a modului de aplicare și respectare a actelor normative la nivel județului. În acest sens au fost constituite prin ordin al prefectului 26 de comisii mixte de verificare a sesizărilor și audiențelor înregistrate la instituția prefectului, care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la fața locului. De asemenea, prin ordin de prefect au fost constituite 26 comisii mixte de verificare pentru sesizări și pentru problemele pe care, în urma audiențelor ținute la nivelul prefecturii, am considerat că este necesară o verificare mai îndeaproape. De regulă, aceste comisii mixte au efectuat verificări, în special pe problemele de fond funciar, care reprezintă mare parte din... Deci au o pondere foarte mare în problematica cu care este sesizată instituția prefectului. Am avut în vedere și centrele de asistență socială, care reprezintă în continuare o preocupare pentru prefectul județului. De asemenea, am avut în vedere tematici care ne-au fost transmise de către instituțiile centrale. De asemenea, în anul 2017 au fost organizate 16 acțiuni de îndrumare a primarilor și secretarilor unităților administrativ-teritoriale din județ cu privire la modul de exercitare a atribuțiilor delegate și executate de către aceștia în numele statului și de îndrumare metodologică a secretarilor unităților administrativ-teritoriale cu privire la îndeplinirea atribuțiilor acestora.